Bine v-am regăsit, dragii mei! Astăzi, la ora de educație socială, veți identifica drepturile și responsabilitățile copilului. Astăzi este despre voi. O resursă pentru clasa a 5-a. Voi credeți că toți copiii știu cât de importante sunt drepturile lor? Ei bine, trebuie să știți că toți copiii au numeroase nevoi sau trebuințe. Unele dintre ele sunt esențiale pentru creșterea și dezvoltarea armonioasă a copiilor. Organizația Națiunilor Unite, preocupată de asigurarea bunăstării copiilor din întreaga lume, a adoptat documente privind drepturile copilului și anume Declarația Drepturilor Copilului și Convenția cu privire la drepturile copilului. Dar știați că fiecare copil are și obligații, responsabilități și nu doar drepturi? Ce este responsabilitatea? Responsabilitatea reprezintă obligația de a face ceva, de a răspunde, de a da socoteală, înseamnă răspundere. Așadar, toate drepturile copilului trebuie să fie respectate de stat și de ceilalți. La rândul său, copilul are și el responsabilitatea respectării drepturilor celorlalți. Pe fiecare treaptă acestei scări se află câte un drept al copilului. Haideți să descoperim aceste drepturi. Protecție împotriva violenței, abuzului și exploatării. Joc și activități recreative. Supraviețuire și dezvoltare. Sănătate și servicii medicale. Securitate și protecție socială. Protejarea vieții private. Opinia copilului. Libertatea de exprimare, non-discriminare, nivel de viață decent, protejarea vieții private, nume și identitate, educație, familie. Analizați această scară a drepturilor. Pornind de la prima treaptă, așezați în ordinea potrivită drepturile care considerați că sunt cele mai importante pentru voi. Apoi, faceți în caiete un tabel asemănător cu două rubrici în care veți nota în prima rubrică dreptul respectiv, iar în a doua rubrică responsabilitățile copilului. Spre exemplu, toți copiii au dreptul la educație, iar ca responsabilitate copiii trebuie să învețe și să-i ajute pe alții să învețe. Trebuie să știți că indiferent de responsabilitățile asumate, unui copil nu i se pot încălca drepturile. În continuare, vă prezint un cvintet al drepturilor copilului. Începem cu două adjective: drepturi universale și drepturi fundamentale. Continuăm cu trei verbe. Ce fac drepturile copilului? Respectă, asigură, protejează. Continuăm cu patru cuvinte care să formeze o propoziție prin care se afirmă ceva esențial. Haideți să descoperim propoziția. Drepturile tale sunt importante. Încheiem cuvintetul cu un cuvânt reprezentativ. Tu la ce te-ai gândit? Eu m-am gândit la bunăstare. Pe baza acestui model, veți realiza și voi un cuvintet în caiete, plecând de la familie. Spor la lucru! Acum împărțiți clasa în patru grupe. Fiecare grupă are de analizat un studiu de caz. Prima grupă. Alina a fost certată astăzi la școală de doamna profesoară de matematică pentru că nu a învățat pentru test. Știe că nu a învățat și că a greșit, însă a durut-o când doamna profesoară a umilit-o în fața clasei pentru că a scris doar tâmpenii și a amenințat-o că îi sună părinții să le spună ce leneșă este. Cum crezi că ar fi trebuit să procedeze Alina, dar doamna profesoară? Ce comportamente neadecvate a identificat? Ce anume face ca aceste comportamente să reprezinte forme de abuz? Cum se putea evita o astfel de situație? A doua grupă are următorul studiu de caz.
Emil este un copil cu dizabilități care deranjează orele. Într-o dimineață nu a fost primit în școală deoarece colegii și părinții acestora protestează după ce au înaintat o adresă conducerii școlii cu privire la comportamentul băiatului. Copiii și părinții doresc fie să plece Emil din clasă, fie să se transfere ei la alte clase școli. Izolarea copilului din cauza dizabilității este o acțiune discriminatorie? Dar excluderea lui din școală din același motiv? Cine sunt autorii acestor forme de discriminare? Cum ar putea preveni școala asemenea acțiuni? Ce efecte crezi că pot avea aceste acțiuni asupra lui Emil și a dezvoltării sale? A treia grupă are de analizat următorul studiu de caz. Mira este elevă în clasa 5-a. Și-a dorit tare mult să fie la clasa de engleză intensiv pentru că vorbește cursiv limba engleză. Nu i-a fost acceptată înscrierea la examen pentru că nu deține certificat de naștere. Certificatul de naștere l-a pierdut în clasa a treia. Învățătoarea a purtat nenumărate discuții cu familia ei pe această temă, însă mama nu consideră așa important acest document atât timp cât Mira obține rezultate bune la învățătură. Cum ar putea interveni școala în acest caz? Familia poate fi sancționată pentru că Mira nu are certificat de naștere? Credeți că pierderea certificatului de naștere înseamnă pierderea identității? Cum se putea evita o astfel de situație? Și grupa a patra are următorul studiu de caz de analizat. Supărată pe profesor din cauza notei mici pe care a primit-o, Corina vorbește în școală urât la adresa cadrului didactic, folosind un limbaj neadecvat, defăimător, ironic și amenințător. Le spune prietenilor săi că nu va mai fi profesor în școală din cauza acestei situații. Prezintă punctul tău de vedere cu privire la exprimarea unor opinii sub impulsul furiei. Exprimarea unor opinii neargumentate. Exprimarea unor opinii defăimătoare. Necesitatea de a respecta întotdeauna drepturile celorlalți. Fiecare grupă va primi un card cu numele copilului din fiecare studiu de caz. Alina, Corina, Emil și Mira. Completați cardul după următoarea schemă. Ce drepturi ale copilului ați identificat? Care au fost responsabilitățile copilului? Care au fost drepturile copilului încălcate și găsiți cât mai multe soluții pentru evitarea situațiilor date. După completarea acestui card, liderul desemnat de fiecare grupă va prezenta cardul. Celelalte grupe pot aduce îmbunătățiri cardului prezentat. Aceste carduri pot fi folosite de alte clase care vor crea povești pe baza acestei scheme. Nu uitați! Fiecare dintre voi aveți drepturi și responsabilități.